Suntem în momentul bun, din păcate. Campionatul va termina, dar sunt mândru că am jucat cu colegii mei și am trecut niște momente grele, dar am arătat că suntem niște luptători și oameni de adevărat. Sigur că am avut o... Da, este altă motivație pentru mine. Mă bucur mult că sunt respectat de suporteri. Am vrut și eu să respect pentru ei, pentru că întotdeauna suporterii sunt foarte important pentru noi. Din păcate, nu am reușit să dăm pentru ei în bucurie, dar asta se întâmplă. Sper sincer că suporterii vor fi alături de echipă și în viitorul, pentru că e foarte important pentru club. Au avut un mesaj în care ți-a urat succes la noua ta echipă. Nu știu, era agentul meu, nu. Am citit, cum am spus, este o mândrie foarte, foarte enormă pentru mine. Nu știu ce se va întâmpla în viitor. Pot să spun că a fost o mândrie enorm să joc aici în România, la Cluj, la Brașov. În momentul potrivit vom discuta, dar nu vreau nici eu să mă grăbesc. Am spus întotdeauna că cadrul meu era să fiu aici la CFR și nu vreau să... Vorbești ca și cum ți-a rămas bun. Asta, așa, viața, așa e. Nu putem, niciodată putem afla cum va fi și viitor. Sincer, mi-a plăcut foarte mult aici. Este trecutul meu și mai am viitorul. Cum am spus, vom vedea ce se va întâmpla. Dacă mai stau, nu va fi nicio fel. Dacă CFR Cluj ajunge să joace totuși în Europa League, te gândești să continui cu... Înainte să ajungem în Europa League, trebuie să ne gândim ce se întâmplă aici. Pentru că jucătorul de fotbal este profesionist și se apucă numai să fim concentrați cu fotbal. Asta e treaba noastră. Nu putem să fim ocupați cu altă treabă. Dacă se rezolvă niște lucruri, vedem. Toată lumea va fi interesat să mai rămână aici. Ți-a părut rău pentru Benfica seara? Normal că da. Mă bucur pentru Betu. El a castigat singur cupă. El e portar și eu sunt portar și știu că este singurul moment în care un portar poate să simte mai importante. Mă bucur pentru el, pentru că a meritat, a făcut un meci foarte bun și a ajutat echipa, dar din păcate Benfica n-a reușit.